Între timp rulează pe ecran hărțile companiei de drumuri din 2018, 2019, 2020, 2021, cu tot ce înseamnă drumuri expres și autostrăzi în România. Dacă am fi să ne uităm bine pe o hartă, spre exemplu 2019 sau 2020, evident în 2020 sărim de pragul de 1000 de kilometri. Pentru 2019 vedem un 925 de kilometri de autostradă finalizat spre sfârșitul anului, n-ar prea bate cu cei 180 anunțați. Aș întreba pe domnul Alin Șermănescu, cum se leagă cei 180 de cei 807, pentru că nu ar da 925. Aici avem, ca să lămurim acest aspect, noi la începutul anului, în baza discuțiilor cu constructorii, pentru că în momentul în care noi prezentăm în piață niște kilometri, avem înainte o discuție cu constructorii care spun, pot să fac anul ăsta atâția kilometri. După ce avem discuția asta cu ei și ne vin cu argumente și ne promit practic kilometri, ăștia venim și lansăm și noi public. Practic, cei 180 de kilometri au fost lansați ca potențial construibili anul acesta, la începutul anului. Ne aducem aminte că între timp, 45 de zile, n-am avut ministru, buget nu avem nici acum, deci deja acești 180 de kilometri pe care îi anunțam noi la începutul anului încep să fie din ce în ce mai firavi. Ca atare, mai degrabă vorbim în acest moment de o certitudine în ceea ce privește 122 de kilometri care sunt în construcție și care au anul acesta termenele de finalizare. Cei 180 de kilometri ar fi cuprins inclusiv două loturi din Craiova-Pitești care intrau anul acesta în construcție. Am vorbit cu constructorii și spuneau că dacă îndeplinim niște criterii, atunci pot să urgenteze perioada de proiectare să intre rapid în execuție și până la sfârșitul anului să și finalizeze execuția pe aproximativ 40 de kilometri, dar deja au cam trecut niște perioade în care noi ar fi trebuit să acționăm. N-am putut să acționăm, pentru că în momentul în care n-ai ministru, nu poți să semnezi HG-uri, nu poți să faci nimic, practic. Deci depinde de ministru, nu poți să semnezi autorizații de construcție. Când n-ai buget, de exemplu, eu nu pot acum, în momentul ăsta, nu pot să efectuez expropriările, pentru că după ce am făcut HG-ul de expropriere, eu trebuie să consemnez banii în contul oamenilor cărora le expropriez suprafețele de teren. Acum n-am buget, n-am bani. Deci, practic, sunt blocat în momentul acesta. Deci de-aia 180 de kilometri nu mai par așa realiști. Dar sunt realiști, 122 de kilometri. Ora 14, emisiunea Drumurile Noastre, 3 martie 2023. Bună ziua, domnule Șerbănescu! Bună ziua! Astăzi avem buget? Sunteți pe aceeași funcție, să vă prezint, îmi cer scuze. Alin Șerbănescu e pe aceeași funcție de acum 4 ani, corect? Da. Sunteți pe aceeași funcție, așa, să trecem repede la subiect, că pierdem timpul, domnule. Domnul... Pe aceeași funcție sunteți și dumneavoastră, realizator Drumurile Noastre, B1 TV, eu și mi-aduc aminte cum ne-am început noi amândoi prima emisiune Drumurile Noastre. Exact, poate facem schimb într-o zi, Doamne ajută, așa. Vă doriți cu cea mai mare plăcere. Așa, să trecem la subiect. Îl prezint și pe domnul Ovidiu Barbier din studio. Bună ziua, domnule Barbier. Bună ziua. Drumar, fost director adjunct al companiei de drumuri. Domnule Șerbănescu, azi avem buget? Avem buget. Azi aveți bani când vorbim la ora 14? Avem bani anul acesta. Practic suntem la confluența trei surse mari de finanțare europene. Fostul POIM, care în decembrie 2023, adică în decembrie anul acesta, se finalizează, PNRR și programul transport, care durează până în 2027, cu acea regulă N plus 3, adică până în 2030 se pot face decontările. Deci sunt bani, avem buget. Ani sunt, da. Bun. Câți kilometri de autostradă avem azi în România? Am îmbătrânit amândoi, domnule Șermănescu, aveți barba albă. Scuze-mă de... Scuze de... Asta vreau să spun, că ce tineri eram amândoi, mai ales eu. Așa. Păi Doamne, anul acesta... În momentul imediat, acesta imediat o să ne-am... mă întorc, stați liniștit așa. Anul acesta avem deja 995, ne apropiem de 1000 de kilometri, iar la sfârșitul anului vom depăși 1000 de kilometri. Păi vreți să dau caseta înapoi? V-ați uitat înainte să intrăm în direct? Ce era acum? Ne-am uitat, dacă ne-am uitat amândoi, deci am în trei de fapt, dacă puteți ne-am uitat. Să dăm caseta înapoi, nu ne deranjează. Acum am remarcat. O cunoști pe Gabi, o să ne ajute și dăm caseta înapoi. Vreți?
erau, da, chiar vă rog, erau condiționați acei kilometri care ar fi trebuit construiți în urmă cu 4 ani de niște lucruri, și anume miniștrii hotărâți și constructorii serioși și mai multe lucruri. Așa. Trebuie să-l prezici pe domnul Șova, fost ministru al transporturilor. Bună ziua! Bună ziua, mulțumesc pentru invitație. Domnul Șova, ați auzit sau ați văzut ce promisiuni existau acum 4 ani? Le-am văzut și acum 4 ani, dar mai trist decât asta l-am văzut pe domnul Șerbănescu de acum 4 ani. Da, era, era frumos, nu? Domnul Șerbănescu, lăsați-mă să vorbesc. Și mă întreb cum o să arate domnul Șerbănescu peste 4 ani. Pentru că domnul Șerbănescu, totuși, cât de indecent puteți să fiți să spuneți că din cauza că nu-i ministru nu se fac hotărâri de guvern? Cum puteți să spuneți lucrurile astea și acum, după 4 ani, să spuneți că da, așa este și că nu aveți buget? Bugetul se execută 1 pe 12, nu e ministru, e secretar de stat sau ministru interimar. Ce vindeți dumneavoastră la publicul nepregătit care, sigur, se uită să se informeze de la televizor? Se poate așa ceva? Îmi pare foarte rău că am avut ocazia să colaborăm, deși îmi părea rău și atunci că trebuie să colaborăm. Așa. Domnul Șerbănescu. Bun. Ar trebui să-i dau o replică domnului Șova și să-i spun că a fost unul dintre cei mai neperformanți miniștri. Dar să fac lucrul acesta. În ceea ce privește bugetele companiilor, știți foarte bine că sunt importante pentru reparații, pentru întreținere. Deci, cum domnul Șova n-a înțeles nici acum, nu înțelege nici atunci. N-a înțeles nici atunci. Că dumneavoastră sunteți performant, văd că în toate guvernările. Dom'le, acum ce știți să fiu? Eu sunt angajat pentru comunicare. Dumneavoastră ați fost angajat pentru a construi și a gestiona Ministerul Transporturilor. Despre performanța dumneavoastră vorbesc. Eu trebuie să își dea sau să vadă cetățenii care au fost sau nu au fost. Sunteți angajat pentru comunicare, nu pentru dezinformare. Dom'le, cum am... Deci tot ce spuneam și ce am spus și ce spun se poate verifica cu date și fapte concrete. Domnule, nu există să n-ai hotărâre de guvern dacă nu-i ministru plin la un minister. Dacă... Ziceți că nu e adevărat. Domnul ministru, atunci se vorbea despre lipsa unui om care să semneze, de fapt, documentele care urmau să fie trimise la guvern, și știți foarte bine că nu pleacă nimic fără semnătura ministrului. Când se schimbă ministrul, se refac toate actele și tot circuitul. Deci știți foarte bine, dumneavoastră, probabil că au durat uneori și luni întregi până s-au refăcut toate actele, până s-au dus la mediu, până s-au dus la justiție, până s-au dus la toate compartimentele din mete. Domnul Șerbănescu, nu merge treaba. Comunicarea e arta dumneavoastră, într-adevăr, dar... Totuși ați afirmat că nu se făceau hotărâri de guvern, că nu erau... La momentul erau câteva hotărâri și importante. Domnule Șova, domnule Șerbănescu, cred că ar trebui să-l sunești pe domnul Răzvan Cuc. Atunci, ministrul transporturilor era Răzvan Cuc, nu? Gabi, dacă poți să-l contactezi pe domnul Cuc. Domnule Ovidiu Barbier, sunteți în studio cu noi. Acum 7 ani unde erați? Acum 4 ani, îmi cer scuze, nu știu de ce m-am gândit. Acum 4 ani eram, conduceam propria firmă de proiectare. Ok. CNAIR-ul, CNADNR-ul, cum vreți să-l numiți, spunea că în 2020, deci în 2019, la 1 martie, practic ne promitea 1000 de kilometri de autostradă? Da, am văzut și eu asta. Și dar... a doua notă, ați fost acolo și dumneavoastră? Da. De ce n-ați fost în stare să faceți 1000 de kilometri de autostradă până în 2023? Cred că am răspuns la întrebarea asta, sau mă rog, variante ale acestei întrebări de foarte multe ori și mulți dintre colegii noastre jurnaliști știu foarte bine care este opinia mea cu privire la kilometri de autostradă anunțați la televizor. Eu sunt total contra acestor anunțuri. Nu a anunțat domnul Șerbănescu, i-a anunțat. Da, pentru că dumneavoastră l-ați întrebat. Dar ideea este următoarea. Ce să facem noi presa? Ideea este următoarea. Nu este foarte... Și am să repet răspunsul pe care l-am mai dat și în alte emisiuni și cu alte ocazii. Nu este atât de important numărul de kilometri care se deschid într-un anumit an. Că este acum 4 ani, că e acum 3 ani, că e anul ăsta. Ideea este că sunt etape de lucru care se fac în parcursul, pe durata execuției lucrărilor, termenului de execuție al unei lucrări. Și uite, spre exemplu, eu aș putea să estimez astăzi și nu, de obicei nu fac pronosticuri, dar eu zic că anul 2025 va fi anul cel mai productiv din numărul kilometrilor de autostradă deschiși.
Adică cine va fi, să spunem, nu știu, ministru, secretar de stat, director general la CNAIR în 2025, va avea probabil cea mai mare realizare, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, pentru că această realizare se datorează unei munci din anii din urmă, da? În 2025 eu zic că vor fi de foarte mulți kilometri de autostradă. Atunci ați putea să întrebați cam câți kilometri. Mai mulți ca niciodată? Mai mulți ca niciodată, da. Domnul Șervănescu, mai, sper să mai fiți acolo în 2025. Nu știu ce să zic. Eu nu mi-am propus niciodată să fiu nici purtător de cuvânt la CNAIR. Nu mi-am propus niciodată să îl enervez pe domnul Șova, de exemplu. Nu l-a enervat pe domnul Șova, domnule Șerbănescu. Nu cred că domnul Șova, eu îl cunosc foarte bine, eu nu cred că domnul Șova s-a enervat în acest moment. Părerea a fost puțin iritat, dar cred că îi trece. Așa, dar eu întotdeauna am transmis datele pe care la momentul respectiv le aveam în companie. Domnul Șerbănescu, vă ascult. Da, așa, întotdeauna am transmis acele date pe care noi le aveam în companie. Și așa cum spuneam și atunci, spun și acum, din datele noastre, anul acesta putem să ajungem să mai construim în plus încă aproximativ 100 de kilometri. Anul viitor s-ar putea să ajungem. Domnule, dar de ce fiecare ministru merge din 100 în 100? Mă refer la kilometri de autostradă, nu la altceva. Este vorba de ministru. Stați că să vă explic și chestiunea asta. Păi stați că nu eu caut declarațiile domnului Cuc sau domnului, mai zi un ministru, Bode, habar. Nu este vorba neapărat că fiecare ministru domnul are Cuc ceva. Domnul Cuc precizez că nu a dorit să intervină în direct cu noi. Domnul ministru, fost ministru Răzvan Cuc. Așa, deci, ca să înțelegem, nu e vorba de ce promite fiecare ministru sau că fiecare ministru are un fix cu cei 100 de kilometri. Nu, dar la măsurători sau la o estimare a unei țări în funcție de populație și de capacitate economică, noi ne situăm în zona de aproximativ 100 de kilometri pe an. Eu am să vă contrazic aici, cu tot respectul. Estimarea pe care... scuze de că vă întrerup, am să vă contrazic cu tot respectul. Nu este vorba despre o estimare legată de realitățile economice, ci este vorba de o estimare, realist vorbind, legată de etapele de promovare și de licitații și de câștigători și de implementarea lucrărilor pe teren. În acest an, anul trecut, a fost un an foarte bun pentru CNAIR. A ajuns să liciteze cam majoritatea lucrărilor importante din Coridorul 4 și din, și din autostrada 7 de pe Moldova. De aceea am spus că aceste etape constituie de fapt practic semnalul pentru câți kilometri de autostradă se vor finaliza, având în vedere că în momentul acesta atât CNAIR-ul cât și populația cunoaște performanțele anumitor constructori. Știu cam care constructori au câștigat anumite loturi de autostradă, știu cam în ce etape de execuție sunt lucrările și atunci putem să estimăm mai realist vorbind kilometri de autostradă pe care îi vom avea finalizați 2025 la finalul anului. Aveți deci... altceva și dumneavoastră aveți dreptate, dar eu mă referam la altceva. În general, în momentul în care se evaluează potențialul unei țări, se ia în calcul capacitatea economică, automat firmele de un anumit, tip care acționează în țara respectivă, populația pe care o are, veniturile la bugetul de stat. Și ca atare, România, ca și capacitate, luând în toate aceste elemente în calcul, este undeva la 100 de kilometri pe an, anual. E adevărat că aici au fost ani în care nu s-a ajuns la 100 de kilometri, pentru că din urmă nu veneau contracte semnate sau contractele erau blocate sau reziliate. Sau... Deci apăreau și alte probleme. Și într-adevăr, în acest moment putem spune că posibilitatea de a avem 100 de kilometri pe an minimum este mult mai predictibilă decât în anii din urmă. Pentru că urmărim practic contractele. Numai din nou vreau să vă ajut, domnule Șerbănescu, și spun așa. Acești 100 de kilometri este un număr mic de kilometri pentru anii care urmează. Deci au fost probabil până în această etapă. Dar în această etapă putem să stăm de kilometri mai mulți peste 2-3 ani de zile. Aș face o paranteză. Domnul Barbier face niște pronosticuri. Sunteți în cărți pentru postul de director? Nu, Doamne, ferește, nu, niciun caz. Domnule Șova, mai sunteți cu noi, nu? Sunt. Ați auzit cu sutele de kilometri de autostradă, nu? Da, eu parțial pot fi de acord că numărul de kilometri ce ar putea fi construiți într-o țară, într-un an, trebuie să fie corelați cu capacitatea economică a țării respective. Însă, dat fiind că România, de fapt, e Uniunea Europeană și chiar mai mult decât atât, eu cred că este vorba, condiționalitățile sunt generate odată de pregătirea proiectelor, de cadrul legislativ,
și nu în ultimul rând de sursele de finanțare. Pentru că vedem foarte bine că acum se câștigă licitații, câștigă turcii, câștigă și chinezii după ce au fost interziși prin lege, câștigă și românul și românii și dacă sunt bani, se găsesc și materiale și se găsesc și muncitori plătiți la standardele la care sunt și finanțările, adică la standarde europene, și se poate construi și mai mult de 100 de kilometri pe an. Însă, modul în care sunt pregătite proiectele este o condiționalitate foarte, foarte importantă. Iar în ultimii ani, iar acum acest tort frumos pe care se străduie coaliția să și-l împartă, deși nu prea l-ar da de la unul la altul, vorbim de Ministerul Transporturilor pentru anii următori, este atât de suculent pentru că atât cât s-a putut, câteva proiecte au fost făcute bine. Și ne referim în primul rând la A7, care dacă nu ar fi fost pregătită de prin 2015-2016, nu ar fi fost bună de PNRR în 2019, cu întârzieri și acolo că a durat proiectarea mai mult de un an în plus față de termenele asumate, dar bine că s-a făcut totuși la timp și sigur se găsește și constructor. Iar cadrul legal este de asemenea foarte important, iar în contextul în care în sfârșit, zic eu, a venit și vremea României, și o spun de o manieră metaforică, în sensul că a venit vremea României să-și dezvolte infrastructura de transport pentru că interesele economice care exced României dictează nevoia de infrastructură de transport către noi orizonturi, în sfârșit ne-a venit vremea să avem și noi să oferim capabilități de transport moderne. Deja capitalurile nu prea mai au ce să facă în România, infrastructura industrială a României nu mai există, forța de muncă a României a plecat, prețurile la energie, materii prime sunt poate chiar mai mari decât în Uniunea Europeană și sigur că atunci va trebui să punem la dispoziție drumuri către noi orizonturi, mai ales estice și nord-estice, acolo unde încă forța de muncă, atâta cât mai există, este mai ieftină, atât cât energie este mai ieftină, mă refer la Ucraina, acolo unde condiționalități sunt mai puține. Deci, așa cum am spus-o și acum 10 ani, o spun și acum, România urmează să aibă autostrăzi atunci când îi vine vremea. Acum nu mai sunt nici gândaci, nu mai sunt nici urși, acum se pot face licitații care abia pot fi contestate odată. Fiți liniștiți, vedeți că în calea tancurilor care trebuie transportate nu mai apar nici gândaci. Și sunteți convinși și susțin lucrul ăsta, nu vor apărea gândaci atâta timp cât va trebui să se transporte mult pe coridoarele românești. Și mai ales uite pe acest coridor 7. Dacă îmi permiteți, domnule ministru, ca să mai limpezim un pic atmosfera, așa că e foarte încordată la începutul ăsta de emisiune. Dar nu e, așa o simt eu. Mi se pare. Nu e deloc încordată. La cum îl cunosc pe domnul Cervănescu și la cum îl cunosc pe domnul Șova, chiar deloc nu e încordată. Nu o să fac niciun fel de afirmații legate de politică și de etape și de miniștri și așa. Doar vă spun un singur lucru. De cel puțin 15 ani, și credeți-mă că ce spun este documentat, de cel puțin 15 ani în România sunt bani pentru autostrăzi suficienți. Sunt bani care nu se cheltuie, domnule ministru. Dar nu am spus că nu sunt bani. Păi nu, ați spus mai devreme că e vorba de sursa de finanțare. Sursa de finanțare a fost tot timpul. Problemele sunt legate și nu numai de proiecte, cât și de faptul că implementarea lor a fost făcută cu foarte mare greutate din foarte multe motive. Ați spus gândacii, urșii și așa mai departe. ONG-uri, proteste, situri arheologice, descărcări de situri arheologice, coridoare de expropriere, cadastre și așa mai departe. Sunt foarte multe probleme care, de fapt, nu sunt create nici de CNAIR, nici de cei care sunt miniștri în anumite etape, nici de jurnaliști, ci sunt create efectiv de cadrul legislativ care este foarte alambicat în România și care cu etapă cu etapă a putut să fie cât de cât limpezit. Domnul Barbier, cine face cadrul legislativ atât de alambicat? Parlamentul României. Noi ziariști? Nu, și nici noi, constructorii de drumuri. Nu, adică... domnul Barbier, am o observație. Vă rog. Cadrul legal
este expresia unor condiționalități și din acest punct de vedere. Și să nu uităm că eram foarte blamați când voiam să facem recepție parțială și de-abia am reușit să facem totuși recepții parțiale. Eram blamați că nu lăsăm liberul acces la justiție și condiționalități de la finanțator. Adică UE, domnul Barbier. Da, deci n-a fost. Dar eu n-am spus altceva, să știți. Asta am spus și eu. Da, nu s-a trezit nimeni astăzi neapărat mai deștept decât era. Nu, nici asta nu spun. Când era prim-ministru, că își dorea și atunci să facă repede, dar atunci trebuia să asistăm la contestații cu ani. Acum e suficient. Domnule ministru, nu vă supărați pe mine, repet, chiar nu vreau să facem o polemică din asta, dar vă spun, astăzi când vorbim, avem un lot de autostradă pe centura Bucureștiului care a atins performanța de 3 ani de contestații și nici acum nu este lămurită această problemă. Deci nu s-a schimbat nimic, credeți-mă, din punctul ăsta de vedere. Adică contestațiile și toate remarcele pe care le fac și protestele pe care le fac anumiți antreprenori se duc înainte, până la ultima etapă, până la curs de apel, din nou la curs de apel și așa mai departe. Adică asta este o condiționalitate care nu depinde nici de dumneavoastră, nici de domnul Șerbănescu, nici de mine, nici de domnul Edveș. Nu, eu apreciez că s-a schimbat regula aceea că dacă CNSC-ul confirmă soluția Comisiei de Licitație, mie mi se pare salutară din perspectiva vitezei cu care se pot implementa proiectele. Mie mi se pare foarte, foarte bine că s-a făcut acest lucru, ar fi trebuit să se facă de mult. Dar sigur că nu există nici bariere de netrecut în calea liberului acces la justiție, absolut, fără discuție. Însă vedeți și dumneavoastră că numărul, sunt contestații la CNSC, bine de rău CNSC-ul observ că de cele mai multe ori rezonează cu soluțiile propuse de comisiile de licitație și iarăși zic foarte bine și sigur mai departe există căi, însă cadrul legal nu mai este atât de favorabil unor contestatari de profesie, zic eu tot metaforic, în sensul acesta o spun. Dar lucrurile acestea au evoluat sub imperiu, după părerea mea, sub imperiu unor comandamente politice și economice care au ca țintă creșterea vitezei de implementare, de dezvoltare a infrastructurii de transport din România față de acum 10 sau 15 ani. Da, domnule Șerbănescu, ok, avem bani, nu? Avem bani, a spus dumneavoastră. Avem cât de cât un cadru legislativ, cât de cât, nu? Da. Nu construim de capul nostru. Avem și oameni? Aici este, să zicem așa, o problemă. De-aia vorbeam la început de forța de muncă. Forța de muncă nu înseamnă doar omul care dă cu sapa în șantier sau care conduce utilajul. Înseamnă inclusiv cel care implementează și urmărește implementarea proiectului. Iar noi, din păcate, nu avem suficientă resursă în România pe ansamblu să acoperim și nevoile CNAIR de urmărire și de implementare a proiectelor și nevoile constructorilor. Și acum suntem într-o situație destul de stranie. Pe măsură ce se semnează din ce în ce mai multe contracte și încep să fie implementate din ce în ce mai multe contracte, constructorii fură efectiv oameni din CNAIR. Îi plătesc fură. Mai bine. Domnul Mușelbar, că îi fură. Eu știu că CNAIR-ul e o companie unde nu se poate fura. Dom'le, suntem furați, nu se fură. A ajuns să se fure în CNAIR? Ni se fură oamenii pur și simplu. Se duc la constructor. Dar n-aveți camere video? Camerele video nu funcționează? Adică să vedem hoții care fură din CNAIR? Nu o luați textual. E o metaforă. Am înțeles. Practic, oamenii pleacă din CNAIR și se duc la constructori, unde sunt mult mai bine plătiți. Iar domnul Barbier chiar este unul dintre cei care au plecat din CNAIR la constructori. Domnule, domnul Barbier, ce... N-am plecat nevoit, domnul Șerbănescu, n-am plecat de bună voie, să știți de acolo. Nu va fura nimeni din CNAIR, domnule Barbier. Nu a venit... Nu, asta e problema. Problema, într-adevăr, există. Este o problemă. Aici eu am avut din nou și o să vă spun iar un lucru pe care l-am mai susținut și o să susțin tot timpul. Vedeți că s-a mai înființat o companie de drumuri. Știți? Băi, s-a înființat NIR-ul.
Domnul Șerbănescu a trebuit să ne spună. Bun, haideți să vă spun ce e și cu acest CNIR. Acest CNIR este o condiționalitate a Comisiei Europene. El a fost creat și făcut la început, după care a stat într-o stare latentă. Nu s-a întâmplat nimic. Acum s-a făcut selecția Consiliului de Administrație pentru 4 ani cu multe persoane pe acolo. Nu pot să comentez numele persoanelor respective. Un singur lucru vreau să spun. Domnul Șerbănescu, avem o singură căciulă de oameni. Eu am spus mereu această expresie, poate plastică, dar este foarte realistă. Deci, avem un număr limitat de oameni profesioniști care pot să facă implementare de proiecte. Dumneavoastră spuneți că pleacă oamenii din CNAIR către constructori. Perfect adevărat, așa este. Pleacă din anumite motive, nu neapărat pentru salariu. Pentru că știți că un constructor îl muncește pe un astfel de inginer, cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, mult mai mult decât ar fi muncit el la CNAIR, ca și efort fizic, mai ales, cel puțin spus. Dar pleacă oamenii și de la CNAIR către privați. Suficientă forță de muncă de oameni profesioniști nu este, dar noi mai facem încă o companie pe care o mobilăm cu ce oameni? Mobilăm cu ghilimele, bineînțeles. Barbier, știți că ideea a apărut în 2016, în perioada unei guvernări, a fost continuată în 2021, da, pe mandatul unui ministru care la momentul guvernării respective era consilier pe infrastructură. Deci nu este discutăm politic, domnule Șerbănescu, vă rog. De ce trebuie? De ce nu trebuie? Acum vă spun sincer. Într-adevăr, să spunem că ai nevoie de o zonă de implementare foarte profesionistă, dar zona asta de implementare foarte profesionistă se va face până la urmă cu oameni tot de la CNAIR. Păi tocmai eu ce spun? Ești în bulagnire, adică nu înțeleg. Dar în fine, asta a fost viziunea. Da. Aș vrea să intervin și eu. Vă ascult, domnul Șova. Eu nu cred în ideea că fără oameni de la CNAIR nu se pot construi drumuri în România. Iar revin și spun, este o chestiune legată exclusiv în ceea ce privește resursa umană de capacitatea de a fi plătiți corect. Și acest lucru trebuie să se întâmple, așa cum și antreprenorii... Dar ce înseamnă a fi plătiți corect, domnule Șovac? La standardele la care sunt plătiți oriunde în Europa, de așa manieră încât dacă vine un neamț vrea să vină la CNIR, să vină și să performeze și să fie lăsat să performeze. Sau un grec, sau un italian, sau un spaniol. De ce? Vă contrazice domnul Șerbănescu. Și eu. Și domnul Barbier, eu nu. Nu are legătură, sunt foarte bine plătiți. Acum vorba aia că știm toți șantierele. Șefii de șantier sau managerii de proiect în șantiere străini erau foarte bine plătiți. Au plecat din România că, nu știu, n-au mai avut alte satisfacții. În România, românii sunt foarte buni ca și constructori, dar preferă să plece în străinătate și din alte motive decât cele financiare, dar în principal din cele financiare. Domnule Șerbănescu, intervin din nou și vă contrazic. Românii nu mai pleacă din România, din contră. Eu vă dau exemplu concret de oameni care se întorc în România să lucreze. Deci de plecat nu mai pleacă, doar că nu avem suficientă forță necesară pentru a implementa aceste proiecte cu oameni profesioniști. Și aici o să-l contrazic și pe domnul ministru. Mă rog, prietenește, bineînțeles. Oamenii care sunt în CNAIR sunt extrem de importanți. Pentru că acei oameni care derulează contractele sunt practic interfața între banii europeni și companiile private care construiesc drumuri. Fără semnătura acelor oameni și fără acordul acelor oameni și fără verificarea riguroasă a acestor contracte, ajungem să plătim penalități și așa mai departe. Sunt oameni care au o responsabilitate imensă. Deci șefii de UIP, oamenii care implementează contractele, sunt oameni extrem de importanți. S-au prăbușit 10 de kilometri de autostradă. Îmi vorbiți de oamenii ăia, de parcă ăia au lăsat Comsa, ăia au lăsat, nu ăia. Nu putem găsi alții. Nu v-am înțeles să ce spune. Eu îi respect și au responsabilități, dar nu cred că România nu poate merge înainte că nu mai avem oameni decât aia din CNAIR. Păi cine a spus așa ceva? Doamne ferește! N-a spus nimeni așa ceva, domnule ministru. Trebuie să recapitulăm puțin. Nu, am spus și a zis și domnul Barbier că profesioniștii în domeniul ăsta în România sunt foarte puțini. Și ei practic balează fie la CNAIR, fie în privat, acolo unde le convine. Și sunt aceiași, din păcate. Și sunt aceiași. Și se duc unde le convine, pentru că e o piață a muncii liberă. Și se duc unde le convine și din perspectiva condițiilor de muncă și din perspectiva salarizării.
Să vină nemți, francezi, americani, austrieci sau ce, în România, au fost, n-au dat randament, au plecat și avem că zis, de, apropo și de Comsa, mai avem și de actor, practic nu dau un randament foarte mare, tot românii sunt cei care trebuie să rezolve problema. Dar am avut un manager renumit la aeroportul Otopeni și ce a făcut? Păi, da, deci problema este că noi nu ne-am mai școlarizat în ultimii ani, nu ne-am mai școlarizat suficienți oameni și ne-am mai perfecționat ca să acoperim nevoia de acum, explozia asta, de fapt, de autostrăzi, de drumuri și de infrastructură în general. Că nu numai la infrastructura rutieră e o problemă, e și la infrastructura feroviară, peste și tot. La cea navală, și la cea aeriană, peste tot vorbim de o mare plajă de construcții, nu numai pe drumuri. Uite, o să fac eu o paranteză foarte scurtă și o să-l întreb pe domnul ministru, cu tot respectul, dacă știe câți specialiști în tuneluri avem în România. Păi, nu știu, știu că... Vă spun eu, doi. Da, vă spun și care-i problema. Păi mare problemă, domnule ministru, construim două tuneluri imense pe Pitești-Sibiu cu antreprenori străini, da? Pe care trebuie să-i verificăm. Da. Este o mare problemă, să știți. Putem să-i verificăm tot cu consultanță străină dacă nu avem specialiști în tunel. UNB va face tuneluri foarte bune cu firmă din Muntenegru. Marele Muntenegru, ce așa? Da, eu sunt un pic mai patriot din fire, așa am fost tot timpul. Dar nu e vorba de patriotism și nepatriotism. Eu susțin foarte mult implicarea românilor în lucrări și asta am făcut-o toată viața și o să o fac în continuare. Păi, cât mai multe firme românești, cât mai mulți specialiști români, dacă putem crea și aduce lângă noi. Domnul Barbier, dacă ne uităm în urmă la ultimii 30 de ani de infrastructură, parcă n-am avea motive de mândrie așa multe. Deci n-avem oameni, în concluzie, fraților, stați-mi. Deci n-avem oameni, nu? Domnul Șerbănescu, n-avem oameni? Ca să înțelegem. E o concluzie prea abruptă, n-avem oameni. Avem oameni, n-avem suficienți oameni. N-avem suficienți, dar vorbeam de ministrii care au făcut și ministrii care au făcut. Păi e simplu. Și așa este și în construcții. Unii vor și știu, alții vor, dar nu știu, nu știu. Iau prima pauză. Domnul Șerbănescu a zis că nu aveți oameni destui. Câți oameni aveți angajați la CNAIR? Nu aveți suficienți oameni pe implementare și pe achiziții, să știți că nu aveți suficienți oameni pentru sutele de kilometri, aproape 800 de kilometri care sunt acum în vorba aia. Faceți angajări? Dar bineînțeles că facem angajări. Okay. Dar trebuie să mai și vină oamenii la noi să vrea să se angajeze. Toți facem. Și noi facem angajări. Vreau să-i mulțumesc pentru prezență, domnului Șova. Vă mulțumesc, domnule fost ministru. Iau prima pauză și vorbim și de oamenii din CNAIR. Pauză. Suntem din nou în direct, emisiunea Drumurile Noastre. Vorbim despre compania de drumuri, vorbim despre proiecte, despre ce s-a întâmplat acum 4 ani, domnul Alin Șerbănescu a fost cu noi prezent în studio, acum este prezent cu noi Skype, domnul Ovidiu Barbier, fost director general adjunct în cadrul CNAIR, domnul Cătălin Doscaș, bună ziua, jurnalismul TIN de București, bună ziua, domnule Doscaș. Salutări Ștefan, salutări și invitațiilor, salutări domnului Barbier, domnului Șerbănescu și la mulți ani, de ce nu? Să ne reauzim și să ne revedem. Mulțumesc. La numărul 1 milion. Vă mulțumesc și vouă. Că pentru problemă cu infrastructura din țară. Datorită vouă există emisiunea, să fim corecți acum. Șerbănescu, Barbier, Dosca, Șova, Cuc, Drulă. Am zis Drulă bine, domnul Șerbănescu? Da, domnule, și Drulă a avut un rol important, știți? Da? Știți că era un banc, că bețivii au un rol foarte moral în societate, arată lumii unde duce alcoolul. Așa și domnul Drulă a avut un rol foarte important în infrastructură. Gabi, dacă crezi că trebuie să-l sunăm pe domnul Drulă, să-l sunăm, pentru că așa ar fi deontologic în urma acestui banc. Domnule Șerbănescu, domnule Șerbănescu, sunteți și consilierul domnului ministru Sorin Grindeanu, nu? Da. Vreau 3-4-5 minute să vă reamintesc că emisiunea Drumurile Noastre a început o campanie săptămâna trecută legat de cum își măresc angajații la stat salariile. Și am început cu CNAIR, pentru că este cea mai reprezentativă companie din minister. Am cerut și la Metrorex același lucru. Da. Pentru că în fiecare săptămână vreau să trimitem o solicitare către fiecare companie. Așa este deontologic și normal. Ca și la CNAIR, la Metrorex este pusă batista pe țambal.
Vreau să vă întreb, de ce este pusă Batista pe țambal? De ce considerați dumneavoastră că este pusă Batista pe țambal? Noi v-am răspuns că vă răspundem în 30 de zile. Pentru că dumneavoastră puneți întrebări dificile și noi trebuie să luăm toate orele suplimentare. Gabi, poți să pui din nou întrebările pe ecran, te rog? Dar veți primi în termenul legal, deci nu s-a pus nicio Batista pe țambal. Am înțeles. Dar sunt întrebări atât de complicate încât în 16 zile ce ne-a irut să nu ne răspundă? Dumneavoastră știți, domnul Vietveș, că sunteți un jurnalist foarte atent. Dacă nu suntem atenți la cifre și la date, după aia faceți o emisiune în care pretindeți sau ne acuzați că v-am răspuns greșit. Tocmai de aia trebuie să fim foarte atenți când e vorba de cifre. Să vă dăm un răspuns exact și pentru asta necesită timp. Dar, în ceea ce vedește orele suplimentare, așa, să vă explic așa ca mod de management. Este mai ieftin pentru o companie să plătească ore suplimentare pentru o perioadă unor oameni decât să angajeze oameni suplimentari, iar după ce trece acea perioadă de boom, să zicem așa, să rămână cu oamenii respectivi în schemă. Pentru că plătești ore suplimentare, nu știu, un an, doi, trei, mai ales acum că sunt aceste achiziții foarte mari și foarte multe și oamenii de la achiziții stau inclusiv în weekend, de sărbători, nopțile, stau pe aici și primesc ore suplimentare pentru acest lucru, dar gândiți-vă că acest boom va trece. Și dacă eu angajez un om pentru următorii 30 de ani, voi rămâne cu el în schemă și când nu voi mai avea acest efort? Bun, vreau să vă spun punctual ceva în premieră. Domnule Șerbănescu, ne cunoaștem de ceva, nu? De 4 ani tocmai documentat, să zicem așa. Bun, vreau să vă arăt o poză. Gabi, ți-am transmis o poză cu un domn. Și o să și spun de ce pun acea fotografie pe ecran. Și apoi să-l și sunăm pe acel domn. Vreau să te întreb dacă știi cumva un coleg de la biroul de presă de comunicare din CNAIR care se simte deranjat de solicitările emisiunii Drumurile Noastre privind banul public. N-aș zice. Adică la ce vă referiți când spuneți nu aș zice? Cel puțin nu am auzit să fie deranjat vreun coleg de-al nostru de la comunicare de vreo solicitare expertă. Ar putea fi, vă întreb altfel, vreun coleg? Adică puțin. Nu contează. Este pe ecran fotografia, îl cunoașteți pe acest domn? Îl cheamă Alexandru Gabriel Fieroiu, dacă nu mă înșel. E membru într-un partid, nu-i dăm numele partidului. Gabi, vreau să-l sun pe acest domn și să-l întrebăm de ce se simte deranjat de solicitările emisiunii Drumurile Noastre legate de banul public. Domnule Șerbănescu, e normal ca un angajat al statului român să se simtă deranjat de solicitările ziariștilor privind banul public? Dar că trebuie să rămurim o situație. Așa. V-a transmis oficial cu semnătură și ștampilă că se simte deranjat? Este nevoie de vreo hârtie ștampilată? Atâta timp cât își îndeplinește. Este nevoie de vreo hârtie ștampilată, vă întreb. Că bate soarele afară. Cum? Dar asta nu trebuie să se reflecte în activitatea sa profesională. S-a reflectat în activitatea sa profesională în relația cu dumneavoastră, acest așa zis deranj, e documentat undeva, există vreo problemă? Să știți că e foarte documentat subiectul. Și mi-asum când vă spun acest lucru. De asta și vreau să-l sunăm public și să-l întrebăm un om plătit pe banii statului de ce-i deranjat de solicitările ziariștilor. Și o să-l întrebăm în fiecare vineri, până ne va răspunde. Și o să vă fac și o solicitare de presă, domnule Șerbănescu. V-a scris el undeva că este deranjat? Te-am întrebat, este nevoie de vreo chestie ștampilată? Vă trimiteți o solicitare să întrebați. Este cineva din Gnail care se simte deranjat și s-a adus și dovezi în ceea ce privește așa zisul deranj. Pe bune, deci, adică orice om poate să emite orice părere, atâta timp când nu-i afectează activitatea profesională, să fim serioși. O să vă aducem dovezile personal. Cătălin Doscaș. Ce dovezi? Asta încerc să vă spun. V-a scris că este deranjat de întrebările noastre când i-ați întrebat dumneavoastră. Nu știu Cătălin Doscaș. Da, da, urmăresc cu atenție și îngrijorare această discuție. Îmi permit să-i aduc aminte domnului Șerbănescu că l-am sunat și eu alaltă ieri într-o speță legată de infrastructura din București. Nu mi-a răspuns și a uitat să mă sune înapoi.
Da, nu v-ați fi deranjat, că eu în general sun înapoi, da? S-a întâmplat ieri. Nu, noi glumim. Ideea e că am urmărit începutul emisiunii și mi-au venit în minte subiectele pe care le-am abordat noi la Buletin de București în ultima perioadă legate de autostrada București. N-au dispărut gândacii. Avem un caz concret, bine, cu ghilimele de rigoare și cu metafora aferent, avem un caz concret, lotul 4 de pe A09, acolo unde contractul este semnat de 3 ani de zile, mare atenție, da? E semnat de 3 ani de zile, iar utilajele nu pot intra în teren din cauza unui studiu de mediu care să urmărească biodiversitatea de acolo timp de 4 anotimpuri. Au trecut vreo 12 anotimpuri când s-a semnat contractul. Bucata aia de autostradă este extrem, extrem de importantă pentru că ea ar trebui să preia traficul care este pe stile, e catastrofal la orele de vârf dimineața între DN3 și autostrada Soarelui. Practic acolo e ultima bucată de centură rămasă nemodernizată. Și iată că de 3 ani de zile, deși sunt bani, sunt constructori, lotul acela a fost adjudecat de Dorinel Umbrărescu, de consorțiul de firme controlate de Dorinel Umbrărescu, nu se poate intra din cauza unor hârtiști, din cauza faptului că Ministerul Mediului nu și-a făcut treaba la timp, pentru că în speță compania de drumuri nu a trimis niște hârtii la timp și tot așa, e un circuitul ăla pe în natură, dacă vezi. Și cumva toate lucrurile astea sunt o încununare a faptului că în România, dacă îl întrebăm de la băiatul care ne vinde șaormă până la medicul care ne îngrijește, toată lumea are o opinie despre sau se pricepe la politică, fotbal și drumuri. Despre asta ar fi vorba. Da. Încă un aspect foarte, foarte important, închei foarte, foarte repede. Un reputat profesor de la Universitatea Tehnică de Construcții mi-a spus la un moment dat, într-o discuție mai amplă cu privire la alt subiect, că peste tot în lume, nu doar în România, peste tot în lume, de la idee până la panică, când vine vorba de autostradă, chiar dacă se mișcă roțile cum trebuie, durează cel puțin 10 ani. Imaginați-vă că noi avem deja aproape 30 de ani și care ar fi cumva motivul pentru care nu avem autostrăzi nici la ora? Alin Șerbănescu. Iar începem cu discuția că n-avem. Scrie aici, România are 994 km de autostradă. Scrie chiar la păi atât ați construit, domnule Șerbănescu, nu am inventat noi. Asta înseamnă că avem autostrăzi. Noi nu avem atât de multe pe cât ne-am dorit. Și știm foarte bine că până în 2030, când e master planul stabilit, finalizarea master planului, ar trebui să avem undeva la aproape 3000 de kilometri de autostradă. Avem 800 contractați acum, vor mai fi contractați și alții. Deci încet, încet vom ajunge la numărul de kilometri pe care ne-am propus. Foarte dar scurt, pentru că nu mai avem timp. Da? Vă ascult. Cine? Dumneavoastră. Zic, eu... Practic avem autostrăzi, vom avea și mai multe autostrăzi. Noi n-am evoluat atât de mult pe când ne-am fi dorit și atât de repede pe când ne-am fi dorit. Dar aici revenim la cei miniștri care avea fiecare o părere a lui, care începea unul. Domnul Șerbănescu, iar se supără domnul Șova. Păi da, ce să-i fac domnul Șova, că mi-aduc aminte că a fost o mare dezbatere în presă, că domnul Șova a zis și a zis că dacă se fac autostrăzi, pleacă corporațiile din România. Adică vă dați seama. Mai am asta foarte puțin timp, Ovidiu Barbier. Păi eu vă spun și vă repet un lucru care ar trebui pe care ar trebui să-l înțeleagă toți românii. Eforturile noastre ca și țară nu au fost suficiente ani de zile la rând. Din fericire, în ultima perioadă de timp, eforturile sunt din ce în ce mai mari și vizibile. Adică pur și simplu pe zi ce trece vedem că se mișcă lucrurile. Eu sunt foarte încrezător și foarte optimist că putem să reușim să facem în următorii ani ceea ce n-am făcut în foarte mulți ani până acum, pentru că, repet, România și românii nu mai au timp, din păcate, iar orice fel de lucrare întârziată din diverse condiții de scriptologie, cu ghilimele de rigoare, suferă pentru ele absolut tot ce înseamnă și antreprenori și beneficiari și presă și românii de rând și toată lumea. Vreau să vă mulțumesc. Trebuie să închidem. Îți mulțumesc, Alin Șerbănescu, îți mulțumesc, Cătălin Dosca și Ovidiu Barbier. Datorită vouă există emisiunea Drumurile Noastre. Să ne revedem cu bine vinerea viitoare. Drumuri bune!